Bună seara, doamnelor și domnilor! Nici nu știți ce atmosferă s-a încins deja în culise și așa cum simt și în sală. Bună seara, dragii noștri! Stimat public, dragi spectatori! Sunt foarte onorată și plină de emoție că în această seară sunt gazda Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc. Așadar, bine ați venit la cea de-a 16-a ediție. Aș vrea încă o dată aplauze pentru minunatul taraf condus de maestrul violonist dirijor Marin Alexandru. Câtă măestrie, doamnelor și domnilor! Acolo unde sunt lăutari, iată, este veselie, bucurie, simțim că trăim. Dați-mi voie să vă spun că în 1896 avea să se nască la Pitești într-o familie de lăutari, familia Teodorescu, unul din cei patru frați ai familiei Marin. Iată-ne, doamnelor și domnilor, la o distanță de 127 de ani pe această scenă, cinstindu-i memoria unuia dintre cel mai apreciat, iubit lăutar al României interbelice, Zavaidoc! M-a fascinat absolut tot ce am vrut să aflu despre acest minunat artist,
ce face cinste acestui oraș unde s-a născut și ca atare, iată, acest minunat oraș prin organizatorii acestui festival și în aplauzele dumneavoastră vreau să le mulțumesc primăriei municipiului Pitești, Consiliului Local Pitești, prin Centrul Cultural Pitești, pentru organizarea acestui festival și în acest an. Nu este ușor, să știți. Știți bine, trăim vremuri grele, din ce în ce mai grele și din ce în ce mai greu ne putem bucura de muzica noastră atât de frumoasă. Iată, acest festival trăiește și duce mai departe tradiția muzicii lăutărești vechi. Este incredibil cum își iubea publicul, cum reușea prin vocea lui extraordinară, inconfundabilă, să umple săli de spectacole, să umple restaurante. Știți bine că în Bucureștiul era fascinat de vocea lui, de repertoriul lui, de cântecele lui. Era un om care își iubea atât de mult publicul încât, știți bine, că l-a costat chiar sănătatea. A cântat până în ultima clipă a vieții lui. Nu a fost ușor. Așa fac artiștii adevărați. Doamnelor și domnilor, încă o dată vă spun bună seara și sunt foarte fericită să fiu gazda celor două seri ale Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc. Ca în orice festival, știți bine că avem festivalul cuprinde și un concurs de interpretare. Nu te gândești că în această epocă, doamnelor și domnilor, mai sunt aspiranți la premiile și trofeele festivalului, pentru că lumea se duce într-o cu totul și cu totul altă direcție. Dar din fericire, doamnelor și domnilor, să știți că au fost foarte mulți înscriși pentru a se bucura de prestigiul unui premiu obținut în cadrul acestui minunat festival. Avem așadar concurenți și foarte talentați și iubitori de gen. Așa că avem și un juriu. Dacă e concurs, este și juriu. Dați-mi voie în aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să prezint minunatele noastre personalități ai genului ce fac parte din juriul Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc. În aplauzele dumneavoastră, Adrian Grigoraș, violonist și dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Radiodifuziunii Române. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe și tot așa în aplauzele dumneavoastră aș vrea să vi-l prezint pe istoricul și scriitorul Sebastian Tudor, director al Teatrului Alexandru Davila timp de 20 de ani. Mergem mai departe și cu onoare din nou și cu emoție în voce am să o prezint pe doamna Gheorghița Nicolae, etnolog și muzicolog, doamnelor și domnilor, și nu numai, a preluat conducerea unei emisiuni extraordinare de la TVR, Tezaur Folcloric. Apoi, dragii mei, avem o interpretă și o iubitoare de muzică populară, de satul ei natal și de cântecul țăranului, Polina Gheorghe! Mulțumesc că sunteți în această seară cu noi. Dumnea ei este și realizatoarea de emisiuni folclorice de la radio Antena Satelor. Așadar, îi cunoașteți vocea și nu numai, toată dragostea ei pentru muzica și tradițiile folclorului românesc.
Doamnelor și domnilor, am primit la un moment dat un telefon. Îmi zice, bună ziua, bună ziua. Sunt directorul Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche, Pitești. Mă bucur să vă aud. Cu ce pot să vă ajut? Știți, în acest an avem ediția 16-a și ne-am dorit ca dumneavoastră să fiți gazda acestui eveniment de care noi ne bucurăm în fiecare an. Zic, îmi pare foarte rău, cred că ați greșit numărul de telefon. Eu am cu totul și cu totul altă treabă pe lumea asta. Dumnealui a insistat și iată-mă aici, în fața dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru domn profesor Valentin Grigorescu, profesor de canto popular, interpret de cântec popular și directorul artistic al Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche, Zavai Doc. Țineți-o tot așa, pentru că în aplauzele acestea aș vrea să-i mulțumim unei alte doamne, directoarea Centrului Cultural, doamnelor și domnilor, Carmen Elena Salub. Este aici cu noi, mulțumim pentru tot sprijinul acordat și în acest an pentru a susține Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche, Zavai Doc, Pitești 2023. Dragii mei, după cum v-am spus, știți bine, festivalul cuprinde acest concurs de interpretare. Abia aștept să aud vocile, abia aștept să le... Deja nici nu știți ce, cum se aude în culise, cum se aud inimile lor care bat de emoție că vor urca pe această scenă și vor cânta pentru dumneavoastră în acompaniamentul tarafului condus de Marin Alexandru. O primă concurentă, doamnelor și domnilor, pregătită să vină în fața dumneavoastră, pe numele ei Daniela Safta, are 47 de ani. De profesie jurist. A terminat, absolventa Facultății de Drept din București. Dar e pasionată de muzică, din copilărie. Cântă foarte, foarte frumos. A câștigat și foarte multe premii. A obținut nenumărate premii participând la festivaluri de gen. Astăzi, în schimb, ne spune dumnea ei că încearcă să abordeze cu pioșenie muzica lăutărească. Doamnelor și domnilor, Daniela Safta! Bine v-am găsit, Pitești! Aplauzele sunt foarte numeroase, un public foarte cald și îmi face plăcere ca în această seară să fiu aici la concurs, alături de orchestră și alături de dumneavoastră! Foaie verde, sfig de grâu, spune-mi, Leano, când să fiu, mă? Foaie verde, sfig de grâu, spune-mi, Leano, când să fiu, mă? Mai devreme, mai târziu, măi, spune-mi, Leano, când să fiu, mă? Mai devreme, mai târziu, măi, spune-mi, Leano, când să fiu, măi? Unde ne-am văzut și aseară, la nopul cu frunza rară, unde ne-am văzut și aseară, și aici la Pitești. Aplauzele sunt pentru Zavai Doc, mulțumim!
și m-a mușcat o albină. Am rămas într-o grădină și m-a mușcat o albină. Măi, Lenuțo, de ce minți că albina n-are dinți, mă? Măi, Lenuțo, de ce minți, mă, că albina n-are dinți, mă? Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Sunteți minunați! Foicică de alun, la cărciuma de la drum. Foicică de alun, la cărciuma de la drum. La cărciuma de la drum, să bei cu bătrânii, spun mai de ce. Un paharel tot e bun, un paharel tot e bun. Ram tiri 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 petrecem și noi. Hai, neicuță, și noi doi, să ne petrecem și noi. Că la masă ne servește o hangiță ca-n poveste. Că la masă ne servește o hangiță ca-n poveste. Ram cer un kilogram, ia-ți răspunde, nu mai ia. Vezi, drumețule, de drum, că ce e mult, nu e bun, măi, așa e. Vezi, drumețule, de drum, că ce e mult, nu e bun. Ram Am început într-adevăr foarte bine această primă seară a festivalului nostru. Doamnelor și domnilor, încă o dată aplauze pentru Daniela Safta. Nu e de la mine, cu toate că dacă e să-mi pun microfonul la mine, nu e de la mine, nici asta. Cred că de la mine era. Asta e, dacă îmi dați un rând de aplauze pe cuvântul meu, dacă nu depășim momentul, asta este. Pe vremuri, cum era muzica lăutărească? Se cânta la rece. La rece, dar după aia te duceai și stăteai la spital. Domnule și domnilor, următoarea concurentă moștenește talentul din familia de lăutari din care provine. Ioana Floroiu, pe numele ei, Luminița îi se spune, are 55 de ani, din comuna Davidești, județul Argeș,
Ea este foarte fericită ca astăzi să urce pe această scenă și să concureze pentru un premiu în festivalul nostru. Doamne și domnilor, de data aceasta avem de face cu o profesionistă în ale muzicii lăutărești. Luminița! Mulțumesc, doamna Maria, mulțumesc mult! Mulțumesc! Doamne ajută! Și noapte, când e rău și când e bine, mă vorbește zi și noapte, când e rău și când e bine. Sânge rău de ce mi-aș face și pe cine să mă mâine. Este o veche zicătoare, bate vântul la trăcâini. Sânge rău de ce mi-aș face și pe cine să mă mâine. Este o veche zicătoare, bate vântul la trăcâini. Hai să dăm cu toți uitării, cine-o vrea și-o vrea să zică, valul lumii, valul mării, ne coboară, ne ridică. Hai să dăm cu toți uitării, cine-o vrea și-o vrea să zică, valul lumii, valul mării, ne coboară, ne ridică. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Sufletul meu
lângă tine și arde sufletul mine. Arde și nu se mai stinge, dorul de tine mă ferice. Arde și nu se mai stinge, dorul de tine mă ferice. Dacă aș avea o putere, m-aș face o tabachere. Tabachere cu tabac, să te por la gât cu drag, măi. Dacă aș avea o putere, te-aș face o tabachere. Tabachere cu tabac, să te port la gât cu drag, măi. Mulțumesc, mulțumesc mult. Vă mulțumesc mult. Ioana Floroiu, doamnelor și domnilor, cunoscută sub numele de Luminița. Am așa o greutate, doamnelor și domnilor, că mie că dacă stau într-o parte a scenei, ne dezechilibrăm. Iată-mă pe centru aici, văd foarte bine juriul. Zâmbește, e de bine. Cred că acest festival vă va da de furcă, dragi și stimați jurați aici. Aveți de-a face cu voci extraordinare. Zic eu acum, nu știu ce părere aveți dumneavoastră, dar n-aveți cum, că iubiți atât de mult muzica încât nu puteți să iubiți tot ceea ce se întâmplă aici pe scenă, mai ales emoții, sub aceste emoții, iată, poți totuși să urci pe scenă și să transmiți ceea ce ție îți place să faci, să transmiți mesajul cântecului. Muzica lăutărească veche este un gen foarte greu și atunci când abordezi acest gen, este o etapă pe care tu, la care tu ajungi, pe care mai mult de atât vrei să o depășești. Este un gen foarte, foarte greu. De aceea, cu bucurie ascult și mai trag și eu cu urechea la cum se face stilul care este foarte greu. Dragii mei, să nu credeți că n-aș fi putut să citesc absolut tot ceea ce vă spun aici, dar mi-e foarte greu să vin cu ochelari în fața dumneavoastră, mă mai dau și o tinerică. Dar de data aceasta să știți că mi-a dat de furcă prezentarea pentru următoarea concurentă. Are prea multe în CV-ul ei. O cheamă Ana Maria Trandafir, are 25 de ani, este din comuna Bascov, județul Argeș. A absolvit liceul de arte Dinu Lipati din Pitești. Este absolventă a facultății de teologie, litere, istorie a Universității Pitești. A făcut și masterul, doamnelor și domnilor. Este licențiată în muzică. Pe cuvânt, m-a ieșit frumoasă. Pe cuvântul meu. M-am uitat în ochii ei și am zis, atât ai făcut tu până la vârsta asta de 25 de ani. Și stați așa că n-am terminat. Este ai văzut-o, îți place, știi? Păi da, vedeți, au remarcat-o și artiștii noștri. Este profesoară de pian la o școală privată. Și bineînțeles, solistă a ansamblului Doina Bascovului. Deci, doamnelor și domnilor, ea este Ana Maria Trandafir pe scena noastră aici la Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche. Zavaidoc! Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumesc! Thank you.
puse pe mine să vin seara pe la tine. Cine mă puse pe mine să vin seara pe la tine? Mai ofticat vai de mine, mai ofticat vai de mine, că veni seara la tine, că veni seara la tine. Cine mă puse pe mine să facă să lângă tine? Cine mă puse pe mine să facă să lângă tine? Ies afară, dau de tine, mai ofticat vai de mine. Ies afară, dau de tine, mai ofticat vai de mine. Dulce, de la el nu te mai duce. Multe fete ard în foc când aude zavai doc. Zavai doc, uriță dulce, de la el nu te mai duce. Multe fete ard în foc când aude zavai De dimineață vinde florile pe piață. Of, of, măi neicuță, măi, ia vinde la lele, surorile mele, surorile mele. Măi neicuță, măi, flori și pujorei, frățiorii mei, frățiorii mei. Măi neicuță, măi, gălețile încărcate, pline de flori colorate. Of, of, măi neicuță, măi, garofe zambile, culese de mine, make-up pentru tine. Măi neicuță, măi, flori și busuioc, floare cu noroc, floare cu noroc. Măi neicuță, măi,
Cine m-a fi pus pe mine să fac dragoste cu tine? Zavaitoc! Așa ceva? După ce am spus că ești de frumoasă, minunată, deșteaptă, încep cu cântecul ăsta. Te-ai bucurat, Daniel? Ți-a plăcut cântecul ăsta? Te mănâncă în călcâie? Da, da, da. Ei, doamnelor și domnilor, mergem mai departe cu următoarea concurentă. Ei, de data asta avem de-a face cu o absolventă a liceului sanitar Ion Catacuzino din București, Pitești. Păi trebuia să o comit. Are 31 de ani. O cheamă Mădălina Gherghina. Moștenește talentul muzical din familia de lăutari din care provine. Bineînțeles că iubește muzica din copilărie. Este din comuna Poiana Lacului, județul Argeș. Domnilor și domnilor, Mădălina Gherghina, astăzi, pe scena Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche, Zavaidoc. Ți-aparține scena. Bună seara! Mai vin o seară pe la noi, Ionele dragă. Mai vin o seară pe la noi, Ionele dragă. Poarta e deschisă, lampa e aprinsă, mama s-a culcat, dar eu te-am așteptat. Poarta e deschisă, lampa e aprinsă, mama s-a culcat, dar eu te-am așteptat. Mai vin o seară pe la noi, Ionele dragă. Mai vin o seară pe la noi, Ionele dragă. În pădurea rară, mândra stă-n cămară, plânge, se omoară, că Ionele se-nsoară. În pădurea rară, mândra stă-n cămară, plânge, se omoară, că Ionele se-nsoară. Poarta e deschisă, lampa e aprinsă, mama s-a culcat, dar eu te-am așteptat. În pădure rară, mândra stă-n cămară, plânge, se omoară, că Ionele se-nsoară. Mulțumesc!
pentru tine, dragă fată, multe am îndurat. Părul tău cel negru, negru și buclat, pentru tine, dragă fată, multe am îndurat. Mărioară, didină, lenuță, gherghină, veniți de mă iubiți. Mărioară, didină, lenuță, gherghină, veniți de mă iubiți. Așa, așa. Fă acum pentru mine să nu te mai ui. Te-ai făcut vreodată bine sau de n-ai făcut? Fă acum pentru mine să nu te mai ui. Mărioară, lenuță, didină, gherghină, veniți de mă iubiți. Mărioară, didină, lenuță, gherghină, veniți de mă iubiți. Vă mulțumesc frumos, mulțumesc și vă mulțumesc. Madalino, Gherghino, Didino, Eleno, Gheorghițo, Polino, veniți de mă iubiți. Doamnelor și domnilor, ce cântec frumos! Mie să-mi spui acum, ai terminat liceul sanitar, zici, nu? Da. Și ai făcut vreo injecție vreodată? Nu. Nu? Nu, și zice, mă gândeam că poate în timp ce făceai injecții mai făceai o repetiție la cântecul. Veniți, veniți, veniți de mă iubiți. E, doamnelor și domnilor, n-a fost să fie norocul ăluia că nu face și injecții atunci când repetă. Madalina Gherghina! Vă mulțumesc frumos! Nu mă faceți, nu mă faceți că eu cobor acolo în rândul dumneavoastră și vă pun la cântat. Eu sunt convinsă, eu sunt convinsă, de fapt nu cred că fac o gafă, o prostie. Îmi dau seama că poate sunteți mai talentați decât noi, cei care urcăm pe scenă. Mai bine îmi văd eu de treaba mea? Nu mai bine îmi văd eu de treaba mea? Eh, și prezint în continuare următoarea concurentă? Că de-aia am venit? Eh, poate am treabă și vă rețin. Doamnelor și domnilor, tinerică, tinerică, am numărat acolo, a zis 1 și 8, are 18 ani. Este elevă încă, ia 12, are 18 ani. Majoră. Să spun la ce liceu e, să nu o căutați, vă rog eu frumos. Liceul Ice Brătianu, Colegiul Național, domnilor și domnilor, de aici, din Pitești, să ne fie clar, da? Este interpretă de muzică populară, dar și de muzică lăutărească, motiv pentru care este prezentă astăzi aici la noi în concurs. Dar să știți că este foarte atrasă și de instrumente tradiționale, precum nai, fluier, caval. Și, bineînțeles, a participat la nenumărate emisiuni tematice ale unor posturi naționale de televiziune, dar și la multe, multe emisiuni de folclor. E foarte bucuroasă să fie astăzi aici cu noi, să cânte în fața prestigiosului juriu, dar și în fața dumneavoastră, stimat și drag public. Ilinca Din! Thank you.
când am plecat. Dacă ea nu mă iubește, pentru ce m-a sărutat? Dacă amorul nu-i priește, la ce-a plâns când am plecat? Of, și de ce tremurătoare ea la pieptul-i mă strângea? Hei, te-i ceream o sărutare, i-am dat sece, dar plângea. Of, și de ce tremurătoare ea la pieptul-i mă strângea? Te-i ceream o sărutare, i-am dat 10, dar plângea. Când am plecat, dacă ea nu mă iubește, pentru ce m-a sărutat? Dacă amorul nu-i priește, la ce-a plâns când am plecat? O, și de ce tremurătoare ea la pieptul-i mă strângea? Hei, te-i ceream o sărutare, i-am dat 10, dar plângea. O, și de ce tremurătoare ea la pieptul-i mă strângea? Te-i ceream o sărutare, i-am dat 10, dar plângea. Fără ca să ai păcat, spune mândră, spune mie, cine mi de supărat? Și de atunci atrași punoase, fără ca să ai păcat. O, și de ce tremurătoare ea la pieptul-i mă strângea? Hei, te-i ceream o sărutare, i-am dat 10, dar plângea. O, și de ce tremurătoare ea la pieptul-i mă strângea? Te-i ceream o sărutare, i-am dat 10, dar plângea. E, uite ce aplauze, uite ce aplauze minunate, doamnelor și domnilor! Mai avem parte de încă un cântec! Ilinca Din! Verde de o cucu. Păi zbără pasăre
și du-te. Of, păi toată lumea să te asculte. Ilinca din în acompaniamentul extraordinar al maestrului violonist dirijor Marin Alexandru. Și minunați instrumentiști colegi. Ați ridicat sala în picioare, nu vă deranjați, nu vă deranjați. Eu nu știu ce să spun. Nu-l certați, că a fost foarte bine, domnul Marin, foarte bine. Vă descurcați extraordinar. He, v-a plăcut de Ilincuța. Știam eu, ea suferea aici și cânta și voi nu mai puteați de dragul ei. Ia, dacă îmi dați voie, aș merge puțin până la domnul de acolo. Nu vă supărați că vă deranjez. E, fii atent ce-ți cânt eu ție acum. Părul tău cel negru, negru și buclat, pentru tine, dragă. Eu am tot oftat. Părul tău cel negru, negru și buclat, pentru tine, neică, eu am tot oftat. Mădălino, măi Gheorghițo, doamnelor și domnilor, nu m-am putut abține să nu vin aici în mijlocul dumneavoastră, pentru că sunteți minunați. Și noi suntem și urcăm pe scenă datorită dumneavoastră. A iubirii, în primul rând, pentru cântecul românesc, pentru cântecul lăutăresc în această seară și mâine. Serile Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc. Iată ce a făcut din noi, iubitori de muzică. Sunt 127 de ani, doamnelor și domnilor, și iată noi încă suntem într-o sală
de spectacole și ne bucurăm de muzica lui, ne bucurăm de renumele lui, ne bucurăm de acest minunat oraș ce nu uită niciodată cât de iubit a fost și este și va fi Zavaidoc. Am vrut să fiu mai aproape de dumneavoastră, să fac această plecăciune și să vă îmbrățișez așa cu privirea. Doamne și domnilor, mergem mai departe. De această dată nu mai încurc, că e din București. Fii atent. Este o doamnă extraordinară, mi-a spus în culise. Ce fericită sunt că în această seară dumneavoastră mă prezentați pe scenă. Și am zis, lăsați-mă că și așa cu greu îmi stăpânesc eu emoțiile, dacă mi le mai transmiteți și dumneavoastră, e jale, nu mă mai descurc deloc. Dar bine că e din București, asta e bine. E din București, doamnelor și domnilor, asistent medical generalist. Păi normal că dumneavoastră ați făcut toată scriitura. Și de unde e? De unde? De urgență Floreasca. Vei secția ATI? Are 56 de ani, doamnelor și domnilor. Este absolventă și a Facultății de Psihologie din București. Este iubitoare de gen, iubește această muzică. Ea are 56 de ani din București, se numește Florica Radu. În aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Bună seara și bine v-am găsit. Vă mulțumesc mult pentru aplauz. Dragostea-i ca șorie, te mănâncă și-ncălcâie. Dragostea-i ca șorie, te mănâncă și-ncălcâie. Scarpim și de-o stâncă, ziua, noaptea te mănâncă. De te scarpim și de-o stâncă, ziua, noaptea te mănâncă. Dragostea-i ca băutura, când o bei te ia căldura. Dragostea-i ca băutura, când o bei te ia căldura. Ea te-nbată și te moaie și te lasă în picioare. Ea te-nbată și te moaie și te lasă în picioare. Nu e om pe lume. Cine iubește și spune, ăla nu e om pe lume. Cine iubește și tace, nici dracu n-are ce-i face. Cine iubește și tace, nici dracu n-are ce-i face. Cine iubește și spune, ăla nu e om pe lume. Cine iubește și tace, nici dracu n-are ce-i face. Vă mulțumesc. Plecat la judecată, amândouă așa zicea, fata asta-i fata mea. Oh, oh, lume, lume, una zicea că a născut-o, cealaltă că a crescut-o, cealaltă că a crescut-o.
crescut-o. Una că-i cu ea de sânge, cealaltă la piept o strânge, cealaltă la piept o strânge. Făcut-o din fașă, a părăsit-o. Of, lume, lume, la fântâna părăsită, o fetiță învelită, o fetiță învelită. Fântâna e la șosea, s-o găsească cine-o vrea, cine avea milă de ea, măi. Și-a găsit-o o măicuță, și-a luat-o pe micuță, a îngrijit-o și-a spălat-o, și cu drag la școală a dat-o. Oh, oh, lume, lume, iată că la judecată fata e acum întrebată, fata e acum întrebată. Sufletul spre cine o îndeamnă, pe cine o vrea de mamă, pe cine o vrea de mamă. Vă mulțumesc! Păi, ceva trebuia să fac. Dați-mi voie să vă îmbrățișez. Doamne, am crezut că mi-ați dat toate emoțiile. Ați mai păstrat ceva. Aplauze, doamnelor și domnilor, Florica Radu! Vă mulțumesc, public minunat. Doamne ajută! Profesia dumneavoastră este una care salvează vieți. Eu știu că cei din sistemul medical sunt întotdeauna dăruiți meseriei. Da, sunt asistent medical generalist. De 15 ani lucrez pe secția de reanimare, anestezie și terapie a Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București. Este într-adevăr o secție foarte grea, dar atunci când utilul se îmbină cu plăcutul, când din partea pacienților primim acel mulțumesc, pentru că datorită dumneavoastră noi suntem în viață, vă dați seama ce este în sufletul nostru al cadrelor medicale. Și totodată, fiind o secție atât de grea, unde noi ne aflăm exact ca la semafor, unde dacă se face roșu, rămânem pe loc ca și pacienți, sau verde, putem pleca pe secții sau acasă, am considerat că sufletul meu, eu pot să dăruiesc acestor pacienți prin cântecele mele, așa cum sunt eu, câte o piesă, câte o melodie, ceva la ureche și totul a fost bine. Vă mulțumesc mult! Eram sigură că asta faceți cu pacienții dumneavoastră și chiar vă admiram cu câtă pasiune ați vorbit când a fost vorba de meseria dumneavoastră și cu câtă emoție și timiditate ați cântat melodiile. Iată, doamnelor și domnilor, ce înseamnă
muzica întotdeauna ne copleșește. Mai cu seamă atunci când sufletul este atât de cald și de sensibil. Florica Radu! Da. Doamne și domnilor, mergem mai departe. De această dată, concurenta noastră vine de la Vaslui. Are 21 de ani, e și ea tinerică. O cheamă Mariana Stoica. Este studentă anul 3 la Facultatea de Arte din Iași. Doamnelor și domnilor, sunt un pic copleșită de discursul doamnei Florica și stăteam așa și mă gândeam ce înseamnă muzica pentru noi. Muzica înseamnă și terapie, muzica înseamnă și acea energie în care îți verși oful, îți întețești bucuria și sufletul tău poate să se liniștească. Este minunată muzica noastră românească și muzica în general pentru noi toți, pentru omenire. Doamne și domnilor, Mariana Stoica, 21 de ani. Iată, urcă pe scena noastră la Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche, Zavaidoc. Mariana, să te auzim! Să te duci până-i vedea rob la turci, măi. Tu te nei că să te duci până-i vedea rob la turci, măi. Rob la turci pe Marea Neagră, să tragi neică la catargă. Leana mea, draga mea, scumpa și iubita mea, sărutați-aș gurița. Cine nu-ți purta nevasta bine? Măi creștine, măi vecine, nu-ți purta nevasta bine? Cam să vin astăzi și mâine să-ți o iau de lângă tine. Leana mea, draga mea, scumpa și iubita mea, sărutați-aș gurița. Așa, ia-o-ți. Foaie verde, mere, bere, nu te mai sura, măi, bere. Foaie verde, mere, bere, nu te mai sura, măi, bere. Că muierea multe cere, că muierea multe cere. Ia-o-ți. Cere roică de mătasă, dar la măsa nu purtasă. Leana mea, draga mea, scumpa și iubita mea, sărutați-aș gurița. Leana mea, draga mea, scumpa și iubita mea, sărutați-aș gurița. Thank you.
de când te-am cunoscut, n-am odihnă n-așternut. Mă scol noaptea și uftiz și la tine mă gândesc. Mă scol noaptea și uftiz și la tine mă gândesc. Uf, 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 mor mă prăpădesc. Așteptam în prag și-ți puneam masa cu drag, și tu supărat cedeai, măi, parcă nici nu mă vedeai. Și tu supărat cedeai, măi, parcă tot nu mă vedeai. N-am bani sau n-am casă, dar n-am inima voioasă. Mai bine n-ar fi deloc, măi, că nu mi-a purtat noroc. Aș da haina de pe mine să trăiesc 3 zile bine. Stai așa, stai așa, stai așa, nu pleca. Doamnelor și domnilor, Mariana Stoica. 21 de ani, câtă siguranță! Mi-a plăcut foarte mult cum ai cântat. Se vede că vii dintr-o familie de lăutari. Asta este o mândrie. Este o mândrie pentru tine? Este o mândrie, doar că povestea este puțin mai largă. Vă mărturisesc acum că mă trag dintr-o asemenea familie. Problema este că nu îi cunosc, pentru că am fost adoptată când aveam 2 zile de la naștere, dar mi s-a spus sigur că sunt dintr-o familie de acest gen și cred că se simte în ceea ce cânt și cred că se simte și ați simțit și dumneavoastră prin ceea ce v-am transmis, sper eu. Un talent nativ. Ești minunată. Mulțumesc. Este studentă anul 3, doamnelor și domnilor, la Academia de Universitatea Națională de Arte Georgenescu din Iași. Spune că a participat la foarte multe concursuri și a obținut foarte multe premii. Mai ții minte când a fost prima ta participare și ce ai cântat? O, Doamne, cred că undeva pe la 10-11 ani și cântam o melodie care suna cam așa. Frunzuliță de trifoi, taradiridiridirida, frumoasă-i hora la noi, taradiridiridirida, cum se joacă prin sărat, taradiridiridirida, cu bătrânii toți din sat, taradiridiridirida. Cam atât îmi mai amintesc. Mariana Stoica! Mulțumesc frumos! Doamne și domnilor,
ultima concurentă în această seară. Chiar aș vrea să vii lângă mine. Uitați-o cum arată. Are 19 ani. Din Pitești. Studentă anul întâi, doamnelor și domnilor, la Facultatea de Drept. De aici, din Pitești, să ne fie clar. Bineînțeles că din copilărie iubește această muzică, știe să o cânte. Iată pe această scenă, vine să ne arate cum e să fii un profesionist și să-ți dorești o carieră. Îți dorești o carieră? Cu siguranță. Cu siguranță. O carieră în muzică? Da. Aha. Și ce faci cu facultatea? Îți semnezi, îți întocmești contractele? Doamne ajută! Aha, vedeți cum merge toată treaba? Nu mai are ea nevoie să sune la un avocat sau eu știu ce, să-i citească un contract, știe să o facă singură. Asta este. Este numele ei, Diandra? Popaiacu. Popaiacu. Să știți că mi-a fost teamă de celălalt, de numele ei. Diandra Popaiacu! Dragoste e ca șorie, te mănâncă și-n călcâie. Dragoste e ca șorie, te mănâncă și-n călcâie. De te scarpi și de o stâncă, ziua, noaptea te mănâncă. De te scarpi și de o stâncă, ziua, noaptea te mănâncă. Căldura. Dragostei ca băutura, când o bei de ea căldura. Ea te înmoaie și te îmbată și te lasă leșinată. Ea te înmoaie și te îmbată și te lasă leșinată. Și spune, ăla nu e om pe lume. Dar cine iubește și spune, ăla nu e om pe lume. Cine iubește și tace, nici dracu n-are ce-i face. Cine iubește și tace, nici dracu n-are ce-i face. Cine iubește și tace, nici dracu n-are ce-i face. Da, cine iubește și tace, nici dracu n-are ce-i face. Verde de mărat, nene sus în deal lângă stejar, mă. Plânge o fată cu au lor.
acasă în pădure. Nene, de te-aș prinde, ce ți-aș face, mă? Să te găsesc într-un loc. Din trei părți aș pune foc, dragă. Frumos. Zici că faci de o viață asta și ai doar 19 ani, liniștită, sigură pe tine și știu sigur că ai emoții. Nu ai cum să nu ai emoții pe această scenă în fața unui juriu prestigios și
alături de un taraf condus de minunatul, extraordinarul Marin Alexandru, domnilor și domnilor, alături de colegii săi, instrumentiști muzicanți de elită, aici pe scena Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche, Zavai Doc. Diandra, acolo spune despre tine că abordezi mai multe genuri muzicale, folk, muzică ușoară. Eu zic să impresionăm juriul cu ceva, un cântec de muzică ușoară. Poate cine știe, te remarci mai mult. Să știi, vă rog să mă credeți, în culise sunt toți concurenții. Urmăresc foarte frumos ceea ce se întâmplă pe scenă. Există atâta bucurie și atâta plăcere acolo, în culise, între concurenți, cum eu cred că n-am mai văzut niciodată. Aplauze pentru toți concurenții noștri din această seară. Sunt minunați, se sprijină, unii pe alții au făcut poze, s-au împrietenit. Sunt extraordinari, îmi place foarte mult atmosfera din culise, acolo, între cei 8 concurenți ai noștri. 8 sau 9? 8. 8, tu ești a 8-a. Am vrut să văd dacă stai bine cu... Ne cânti ceva de ce muzică, ce cântec de muzică ușoară crezi că poți să ne interpretezi acum? Mai bine v-aș interpreta ceva de muzică folk. Poate o melodie pe care am cântat-o de foarte multe ori în spectacole. Dar vă mărturisesc că nu prea mai am suflare, vă zic sincer, din cauza emoțiilor și din cauza a tot ce s-a întâmplat până acum. Dar... Eu nu insist, eu vreau doar ca juriul și publicul din această seară să audă și o altă interpretare a altui gen muzical. Dar poate cine știe, o voi face mâine seară dacă vei fi printre cele laureate, premiate, concurente ale ai festivalului. Mulțumesc frumos, Diandra! Și eu vă mulțumesc frumos, Diandra! 19 ani, doamnelor și domnilor, studentă, anul întâi la drept. Și cu acest moment am încheiat partea de interpretare a festivalului, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie, ei sunt toți aici prezenți, în aplauzele dumneavoastră, să-i avem împreună pe scenă. Doamna Florica, Daniela, Diandra, Mariana, Ilinca, vă rog frumos pe scenă. În aplauzele publicului ce v-a adorat în această seară, ați primit atât de multe și frumoase aplauze, încât iată, mamă, zici că suntem la o de-asta de zi, prezentare de modă, care mai de care, frumoase, minunate. Mulțumim frumos pentru această seară pe care ne-ați oferit-o prin interpretarea cântecelor minunate în acest festival. Mulțumim frumos! Eu mi-aș dori ca mâine să vă văd la fel de aliniate și să vin cu premii pentru fiecare dintre voi, dar asta este, n-avem ce face, n-am avut premii mai multe, n-am decât unul sau două, cred. Hai, poate mai fac rost de încă unul, să fie trei, nu știu, mă gândesc! Ah, ce minunate sunteți! Ah, cum să dai premii uneia sau alteia și celelalte să plece așa, fără, dar ele... De aici nimeni nu va pleca nefericită, pentru că aplauzele dumneavoastră fac totul pentru un artist. Este poate cel mai mare premiu pentru care și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, începem recitalurile susținute de artiști consacrați ai genului. Știu sigur că așteptați această parte a serii noastre, de aceea, pentru dumneavoastră, am o surpriză. Laureat în 2007 a Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche, Zavai Doc, vine pe această scenă, de această dată, a susține un recital pentru dumneavoastră. Așadar, iată, un laureat astăzi este în recital pe scena noastră la Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche, Zavai Doc, George Nedelea!
Mentorul său a fost regretatul Nelu Ploieșteanu. Mulțumesc frumos pentru prezentare. Aplauze, vă rugăm frumos pentru doamna Maria Abuză, care pe mine mă face fericit de fiecare dată. George Nedelea. Și taraful condus de Marina Alexandru. Bine, bine. Toată lumea mâinile sus cu mine. Hova! Pentru cine am muncit toată viața mea, pentru copii, pentru casă și nevastă mea. Pentru cine ai muncit toată viața ta, pentru copii, pentru casă și nevastă ta. Dar ai muncit și nopți, ai muncit și zile, pentru tine, draga mea, măi, ca să te simți bine. Am filmat și nopți, am filmat și zile, pentru tine, draga mea, măi, ca să te simți bine. Și hopai dirida, hopai dirida, hopai diridiridida, hopai dirida, hopai dirida, hopai diridiridiridida, hopai dirida, hopai dirida, hopai diridiridida, hopai dirida, hopai dirida, hopai diridiridiridida. Am mea viață doar pentru copii, cât trăiesc pe lume, Doamne, să le facă bucurii. Am muncit în mea viață doar pentru copii, cât trăiesc pe lume, Doamne, să le facă bucurii. Am muncit și nopți, am muncit și zile, pentru tine, draga mea, mă, ca să te simți bine. Am filmat și nopți, am filmat și zile, pentru tine, draga mea, mă, ca să te știi bine. Și dumneavoastră, hopai dirida, hopai dirida, hopai diridiridida, hopai dirida, hopai dirida, hopai diridiridiridida, hopai dirida, hopai dirida, muzica e viața mea. Hopai dirida, hopai dirida, hopai diridiridiridida. Doamne, cum se duc, nu-i păcat, Doamne, de mine, de tânăr să viu la tine. Anii mei și tinerețea, uite-i, Doamne, cum se duc, nu-i păcat, Doamne, de mine, de tânăr să viu la tine. Hopai dirida, hopai dirida, hopai diridiridida, hopai dirida, hopai dirida, hopai diridiridiridida, hopai dirida, hopai dirida, hopai diridiridida, hopai dirida, hopai dirida, hopai diridiridiridida, dire, hop, she, she, dire. Să beau și să chefuiesc, cam un foc la inimioară, uite așa vreau să trăiesc, măi. Și să-mi cânte năutarul, să beau și să chefuiesc, cam un foc la inimioară, uite așa vreau să trăiesc. Hopai dirida, hopai dirida, hopai dirida, hopai dirida,
Și în continuare pentru dumneavoastră cea mai frumoasă melodie, care mulți dintre dumneavoastră vă regăsiți în ea, cei de vârsta a doua. Și vreau să o cântați cu mine, este foarte veche și am considerat să o cânt în seara asta în calitate de invitat. Să vedem ce spune. Ușor, maestre. Sau și văd cum mi se duce tinerețea, floare dulce, la fel ca pasărea-n zbor, îmi trece viața ușor. Stau și văd cum mi se duce tinerețea, floare dulce, la fel ca pasărea-n zbor, îmi trece viața ușor. Și cu mine. De-aș putea ca să iau tot ce din viață vreau, eu aș lua, mă, tinerețea mea. De-aș putea ca să iau tot ce din viață vreau, eu aș lua, mă, tinerețea mea. Hop, șap, șap. Dar eu n-am nicio putere, fiindcă viața-i o părere. Toți avem același drum, unu-i scurt, altu-i mai lung. Dar eu n-am nicio putere, fiindcă viața-i o părere. Toți avem același drum, unu-i scurt, altu-i mai lung. De-aș putea ca să iau tot ce din viață vreau, eu aș lua, mă, tinerețea mea. De-aș putea ca să iau tot ce din viață vreau, eu aș lua, mă, tinerețea mea. Mulțumesc, mulțumesc frumos din toată inima și vreau în primul rând aplauze pentru minunata orchestră condusă de maestru Marin Alexandru și toată lumea prezentă. Mai facem una? Tot re minor, maestre. Oh, deci nu te lasă publicul să pleci acasă. Nu mă lasă, că sunt ai mei. Sunt ai tăi. George Nedelea, laureat al Festivalului Național de muzică lăutărească veche, Zavaidoc. Și melodia asta spune cam așa: viața n-o poți cumpăra, of cât avere ai avea. Cum spune și doamna, așa am spus tot. Să vedem ce spune. Unii spun dacă ai bani, măi, poți să trăiești mii de ani. Au cu banii cumperi o viață, e o minciună, e o speranță. Unii spun dacă ai bani, mă, poți să trăiești mii de ani. Au cu banii cumperi o viață, e o minciună, e o speranță. Eu vă spun că nu-i așa, viața nu poți cumpăra nici cu aur sau barate, mă, nici cu bani sau diamante, of, of. Eu vă spun că nu-i așa, viața nu poți cumpăra nici cu aur sau barate, mă, nici cu bani sau diamante. Bine, bine. Și aplauze mai sunt Marin Alexandru. Bine, bine. Bine.
Iar acum vreau să o fac în interpretarea regretatului Nelu Ploieșteanu. Dacă e bine, aplaudăm, dacă nu, să vedem ce sun e auzi. Omule care ai bani măi, în viață să n-ai dușmani, să fii cinstit, să fii om bun măi, că doar fapte le rămân măi. Omule care ai bani măi, în viață să n-ai dușmani măi, să fii cinstit, să fii om bun măi, că doar fapte le rămân măi. Ați văzut reși împărați, că nici n-au fost iertați, de-ar fi fost să facă plată, n-ar fi murit niciodată. Ați văzut reși împărați, că nici n-au fost iertați, de-ar fi fost să facă plată, n-ar fi murit niciodată. Și câte aplauze și pentru maestru George de la Videre, un om extraordinar. Sunt ursisa și când stau pe loc, dar cum îi fac așa se duc, niciodată nu mi-ajung măi. Sunt ursisa noroc, fac bani și când stau pe loc, dar cum îi fac așa se duc, niciodată nu mi-ajung. Și cu mine: strânge omul, strânge, strânge, că tala avea nu-i ajunge. Strânge omul ca furnica, când moare nu ia nimica. Patru scânduri prinse în cui și-o penă la căpăt, astea verea omului mă, după toată munca lui. Hey! Mulțumesc, mulțumesc în toată inima. Să vă dea Dumnezeu numai sănătate și să ne revedem cu drag. George Nedela! Da, asta este extraordinar. După ce, iată, cu mulți ani în urmă, te-au încercat emoțiile concursului, atunci când aveai să participi la concursul de interpretare, și apoi să ai emoții și mai mari când vii să bucuri publicul ce ți-a dat girul în urmă cu mulți ani. Iată, dar dumneavoastră sunteți cei ce alegeți ce se întâmplă cu artistul nostru prin aplauzele și iubirea și dragostea voastră. Doamnelor și domnilor, revine pe scena Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche Zavai Doc după 4 ani. Artista se bucură de o carieră de succes, dar și de o familie minunată alături de soțul ei. Au 2 copii frumoși, talentați ca și ei. Este profesoară de canto, este absolventa Colegiului Național Dinu Lipati din București. Predă, iată, dar și lecții de canto. Întotdeauna când urcă pe scenă, înnobilează scena cu prezența ei, atât de elegantă, atât de frumoasă, atât de distinsă. Doamnelor și domnilor, ne bucurăm în această seară de o minunată artistă, Mirela Năsturică!
bineînțeles acompaniată de taraful condus de violonistul Marin Alexandru. Bine ai venit! Bine te-am regăsit. Noi suntem foarte bune prietene și de fiecare dată când Maria face o asemenea prezentare, nu pot să nu recunosc în fața dumneavoastră că nu mă copleșește. Asta înseamnă prietenie și iubire. Uitați-o cât e de frumoasă! Mulțumesc asemenea! Abia aștept! Mă bucur tare mult că sunt aici alături, în fața dumneavoastră. Mirela Năsturica! Prea puțin îmi pasă, știu că mă iubești. De e supărată sau dacă nu ești. Prea puțin îmi pasă, știu că mă iubești. Mărioară, Vasilica, Gherghino, Leonoro, veniți de mă iubiți. Mihaelo, Chico, Alinuțo, Florentino, veniți de mă iubiți. La 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 la. Și buclat m-a băgat în boală. Să știi că l-ai fermecat, că se vede. Părul tău cel negru, negru și buclat, m-a băgat în boală și m-a fermecat. Mărioară, Vasilico, Gherghino, Eleonoro, veniți de mă iubiți. Florentino, Angelico, Magdaleno, Mariuță, veniți de mă iubiți. La 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 la. Foarte bine! Așa, vine taraful Marin Alexandru! Silico, Gherghino, veniți de mă iubiți. Florentino, Mirelo, Alino, Mihaelo, veniți de mă iubiți. La 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 la. La 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 la. Foarte bine. Și una lăutărească să vă meargă la sufletel. Thank you.
mare noroc mi-ai dat să am cel mai bun bărbat. Mă iubește, dar și eu îmi iubesc bărbatul meu. De-aia îmi face poftele și frumoase zilele. Ai bărbat bun și frumos, ține-l, Doamne, sănătos. Zice viesta că aș avea tot cu el te-ai mărita? Sigur, foarte bine! Am bărbat bun și frumos, ține-l, Doamne, sănătos. Zice viesta că aș avea tot cu el m-aș mărita. Foarte bine, hai! Niciodată nu vine cu mâna goală la tine. Îți dă podoabe și flori și spune de mii de ori că doar eu sunt viața lui, am bărbat cum altul lui. Am bărbat bun și frumos, ține-l, Doamne, sănătos. Zece viezi dacă aș avea cu el m-aș mărita. Ai bărbat bun și frumos, ține-l, Doamne, sănătos. Zece viezi dacă aș avea tot cu el m-aș mărita. Facem totul împreună și ne merge în viață strună. Cu prietenii mai face că tu șpriți că viața îi place. Te-ai bărbat și chiar merită că te face fericită. Am bărbat bun și frumos, ține-l, Doamne, sănătos. Zice viezda că aș avea tine te-a luat. Ai bărbat bun și frumos, ține-l, Doamne, sănătos. Zece viezi dacă aș avea tot cu el m-aș mărita. Vă mulțumesc din suflet pentru aplauzele acestea minunate care îmi ajung la sufletel. Iar următoarea melodie, o știți și voi, o să o cunoașteți de la primul sunet, bineînțeles, de când va începe domnul maestrul Marin Alexandru. Asta, și să știți că o să vin și printre dumneavoastră, să cântăm împreună, de ce nu? Thank you.
te poate crește 7-8 copii sau 10. Da, 10 copii cu minte nu pot crește un părinte, nu pot crește un părinte. Unul pe altul ți-l lasă și de părinți nu le pasă. Unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Și câte o dată pe la mamă, pe la tată. Și încă o dată, fata e nițel mai bună. Ia-uzi, doamnă, și-a legătura pe mână. Și mai trece câte o dată pe la mamă, pe la... Aplauze pentru dumneavoastră, publicul se știe! Felicitări! Aprecieri. Am simțit nevoia să fiu aproape aici. Dacă se putea, mă puneam lângă voi până la finalul acestui minunat festival. În continuare, dacă am cântat pentru copii, respectele noastre, familia Năstorică, pentru jurul acesta minunat. Aplauze și pentru jurul nostru, care vor sta aici în fața dumneavoastră două zile. Doamne ajută să fie sănătoși, să le dea Dumnezeu sănătate. Ia-o-zi! Hai! Pentru ce-mi doresc să adun banii,
banii, Doamne, care-mi e bogăția, copiii îmi sunt fericirea. Am copii, am avere, ai copii, ai putere, ei sunt averea ta, ei sunt puterea ta. Ei sunt averea ta, ei sunt puterea ta, cea mai caldă mângâiere. Să mă trăiască, copii! Și încinge eu o sârbă aici, dar n-am cu cine. Că n-am cum, n-avem cum, n-avem spațiu. Așa să meargă sârba! Thank you.
și ce faci cu elele? Să mă por la gât cu ele. Și ce faci cu ele? Și cu piatră toți băieții să mă placă zi. Și Gheorghiță, când o-i trece pe uliță, o, să mă vadă și Gheorghiță, să mă vadă, mai că să pentru acest araf minunat, maestru Marin Alexandru. Ce seară, doamnelor și domnilor! Recitaluri extraordinare, extraordinare, susținute de artiști consacrați. Iată, în această seară, Mirela Năsturică. Ce interpretare! Un spectacol foarte frumos, îți mulțumim, ca de fiecare dată, de altfel. Cu drag, dar să știi... Când seara asta a fost așa cum era în copilăria mea, de ce? Pentru că este și tatăl meu aici, alături de voi. Și întotdeauna de când am fost mică și oriunde am cântat, el a fost la fiecare pas cu mine. Și după atâta timp, vă dați seama, mi-am readus aminte de copilărie și de tot ce poate să fie mai frumos. E frumos atunci când ai un părinte și te susține și ți este alături. Îți mulțumesc, tată! Dar dumneavoastră nici nu știți cât de bine cântă. Data viitoare să cântați alături de fiica dumneavoastră, eu așa propun. Mirela Năsturică, în această seară, un recital extraordinar alături de taraful condus de Marin Alexandru. Mm-hmm.
Minune, doamnelor și domnilor! Mirela Năsturică! Mulțumesc! O carieră de peste 30 de ani, doamnelor și domnilor, vă dați seama, și cu toate astea tot există emoții mari atunci când urci pe scenă. Asta înseamnă să fii un artist mare și să-ți iubești meseria și să-ți fie teamă de fiecare dată când urci pe scenă că ceva va fi greșit și vei dezamăgi. Niciodată nu se va întâmpla asta cu Mirela Năsturică, doamnelor și domnilor! În această seară, în continuare, va susține recital. Un recital de această dată, cu totul și cu totul altfel. El este Constantin Gaciu. S-a născut în Coteana, județul Olt, dar a absolvit școala populară de artă din Slatina, apoi liceul de artă de aici, din Pitești. Spun că este cu totul și cu totul extraordinar acest artist pentru că de-a lungul carierei sale a participat la peste 300 de festivaluri, oameni buni,
Mi se pare incredibil și nu numai asta, ci faptul că a obținut 250 de premii. Și între acestea, el se poate mândri cu un trofeu, Festivalul Zavaidoc. Doamnelor și domnilor, în această scenă, pe această scenă, în această seară, un recital de excepție, Constantin Gaciu! Bună seara, Pitești! Să știți că întotdeauna pentru mine este o mare bucurie să revin pe această scenă. Prin 2010 aici, cu un juriu mare de tot, din care a făcut parte Marioara Murărescu, regretată, domnul Gheorghe Oprea și mulți, mulți alții, Tudor Gheorghe, am reușit să obțin marele premiu și acele emoții le am și acum, credeți-mă, de câte ori revin la Pitești. Ce să zic, mie îmi place să cânt, să vedeți ce vă aduc parfumul frumos al lăutarilor de odinioară. Trece ziua, noaptea-i rece, încă un an din viață-n trece. Trece ziua, noaptea-i rece, încă un an din viață-n trece. Păi mi-a plăcut ca să petrec, n-am știut că anii trec, of, of. Păi mi-a plăcut ca să petrec, n-am știut că anii trec. Atinge-mă! Ce-o să întâmple când va ninge pe la tâmple? Păi nu mi-e frică ce-o să întâmple când va ninge pe la tâmple. Păi ușa sufletului meu a fost deschisă mereu, of, of. A putut intra oricine și ieși la fel de bine. N-am avut grijă de viață. Păi cât am fost tânăr la față, n-am avut grijă de viață. Păi din noapte zi am făcut și-am umblat pe unde am vrut, of, of. Păi din noapte zi am făcut și-am umblat pe unde am vrut. Atinge-o! Hai, Piteștiu! Trece timpul ca nebunul și mă trec și eu. Păi că am lăsat de ieri tutunul și mi-e tare greu. Păi de mă las și de pahar, doctorul spunea. Păi că o să stea și nu o să plece vinerețea mea. De mă las de nicotină, doctorul mi-a spus. Păi că pământ o să mă țină 10 ani în plus. Păi lasă-mă să beau, păi să beau până mor. Inimioara-i fericită, mi-e plină de dor. Păi lasă-mă să beau, păi să beau până mor. Inimioara-i fericită, mi-e plină de dor. Ia-uzi, ia-uzi, atinge-mă! Vorbe adevărate. Eram tânăr, în putere și n-aveam un pol. Păi acum am bani, am de toate și colesterol. Și mai am și tensiune, 17 cu 8.
Asta tot doctorul spune, Costică, ești cam copt. Și mai am și tensiune, 17 cu 8. Asta tot doctorul spune, nene, ești cam copt. Hei, lasă-mă să beau, băi, să beau până mor. Inimioara e fericită, e plină de dor. Băi, lasă-mă să beau, băi, să beau până mor. Inimioara e fericită, e plină de dor. Și atunci vă zic, acum 20 de ani, eram tânăr, n-aveam banii și vârteam fără de preget un județ după un deget. Și vârteam fără de preget un județ după un deget. Aoleu, ce-al dracu e? Păi când ai bani și n-ai cu ce. Aoleu, ce-al dracu-mi vine? Când ai bani și n-ai cu cine. Aoleu, ce-al dracu e? Păi când ai bani și n-ai cu ce. Aoleu, ce-al dracu-mi vine? Când ai bani și n-ai cu cine. Ia-o, ia-o, atinge-o! Ai Piteștiul la piață! Hai să vă spun ce-am pățit astă vară. Astă vară m-am distrat o fetiță pe la strand. Să-i pui mâna pe picior, trebuia să-i dau un bol. Ca să-i pui mâna pe fustă, trebuia să-i dau 100. Aoleu, ce-al dracu e? Când ai bani și n-ai cu ce. Aoleu, ce-al dracu-mi vine? Când ai bani și n-ai cu cine. Aoleu, ce-al dracu e? Păi când ai bani și n-ai cu ce. Aoleu, ce-al dracu-mi vine? Când ai bani și n-ai cu cine. Eu, eu, așa mă! Aplauze pentru această minunată orchestră. Păi cum să nu cânți de plăcere cu acești băieți minunați? Spuma României. Ia să vedeți ce-am pățit, vă spun în continuare. De când sunt pe lumea asta, nu m-a înșelat nevasta. Dar aseară și pe mine m-a înșelat, vai de mine. Dar aseară și pe mine m-a înșelat, vai de mine. Unu-i ridica pustița, unu-i săruta gurița. Altul era pe la spate, mă treceau fiori de moarte. Unu-i ridica pustița, altu-i săruta gurița. Unu-i trecea pe la spate, mă treceau fiori de moarte. Hai, maestre! Maestru Marin Alexandru, se știe! Ia-o-s! Păi ce mai gagică, ce bucățică, e bună dama să moară mama noaptea. Păi ce mai gagică, ce bucățică, e bună dama să moară mama noaptea. Păi când o văd cât e de bună, n-aș mai scăpa-o din mână noaptea. Păi aș băga între mamele numai aur și lovele noaptea. Hai, maestre! Ce zicea? Alo băiatu, du-te la dracu că merge platul și am pe altul noaptea. Dacă ești bun, ești colea în drum, ia sutienul și freacă-ntenul noaptea. Păi când o văd cât e de bună, n-a
aș mai scăpa din mână noaptea. Păi aș băga între mamele numai aur și lovele noaptea. Prima dată plimba căruță pe a mea măicuță noaptea. Bunul meu tată, de prima dată plimba căruță pe a mea măicuță noaptea. Păi și își lăuda arama până o păcăli pe mama noaptea. Păi la început a fost mai greu, după aia cerea mereu noaptea. Atinge-o, băi! Salcămule de la drum. Și-am zis verde, lemn și-un prun, salcămule de la drum. Te-aș tăia, dar nu mă-ndurmă. Te-aș tăia, dar nu mă-ndurmă. Te-aș tăia de jumate. Nu mă îndur că mi-ai fost frate. Uită-te, puică, la mine, ia seama de uită bine, ce voinic iubești pe lume. Când te văzua pe lungă, m-aș băga la tine, slugă. Ziua-n curte să-ți muncesc și noaptea să te iubesc, mă. Ziua-n curte să-ți muncesc, iar noaptea să te iubesc, mă. Atinge-o, mă! Ia-o, ciocănelul, așa, Cristinele! Și-am avut niște păcate, să iubesc proastele toate, nebunele jumătate. Nevasta mea ca o floare, eu beau banii cu o putoare. Nevasta mea ca o sână, eu beau banii cu o nebună, măi. Și,
Șaulo coasta, șaulo gâtul, și mi-e frică de Dumitru, că mă taie cu cuțitul și mă face bucățele și mă aruncă la cățele. Lelelele, șamelele, mă băga și la boale grele, pentru tine trabelele, chinuri și necazuri grele. Zii, bă! Ia-o-s! Că sunt pește, nu sunt pește, nu sunt rac, sunt bărbat amorezat, mă. De fetițele din sat, de fetițele din sat, mă. Până mă duc pe la toate, trece noaptea jumătate, iar când ajung și la tine, sunt obosit ca un câine. Trage plapuma pe mine, să nu vă ziua când vine, și perdeaua la fereastră, să nu intre ziua în casă, că sunt cu puica pe brață și mi-o săru cu dulceață. Le-le-le-le, șamelele. Minunat! Ăsta e folclorul adevărat. Constantin Gaciu! Ce duet! Ce bucurie pe această scenă, doamnelor și domnilor! Lăutari vestiți se întrec în maestrie! Am avut niște păcate, să iubesc proastele toate, ce să fac? Nebunele jumătate, nevasta mea ca o floare, ei îmi beau banii cu o putoare. Nevasta mea ca o sână, ei îmi beau banii cu o nebună, măi. Și și-au loc cu asta, și-au loc gâtul, și mi-e frică de Dumitru, că mă taie cu cuțitul și mă face bucățele și mă aruncă la cățele. Le-le-le-le, și-a mea le-le. Hei! Mulțumim, Pitești! Să știți că aceste aplauze vi le întorc în sutii și le spun tuturor. Orice artist fără dumneavoastră nu înseamnă nimic, și de aceea mă plec cu mult respect întotdeauna în fața dumneavoastră, pentru că știu de unde am plecat și datorită dumneavoastră am ajuns și sunt astăzi Constantin Gaciu. Aceste aplauzele iar le întorc în sutit acestor băieți minunați care sunt deosebit și iubesc din tot sufletul meu. Conduce maestrul unic și inegalabil Marin Alexandru. Mulțumim frumos! 300 de festivaluri naționale și internaționale. Va schimba, nu glumă. Mă mai duceam, dar m-am scos la pensie. Păi normal. Câte festivaluri? Iată, sunteți premiat și din partea noastră cu acest buchet de flori. Mulțumim frumos. Să știți că eu aici la Pitești am un lucru minunat, pentru că am făcut liceu de muzică aici. Până la mine am reușit un lucru minunat. Vreau să vă spun că Cobza până acum 4 ani nu s-a studiat nicăieri în România decât din lăutar în lăutar. Eu am reușit aici la dumneavoastră în Argeș,
la Călinești să înființez prima catedră de cobză din România, unde elevii vin să învețe cobza, să studieze cobza. Și vă spun că este un lucru minunat că împreună cu dumneavoastră avem obligația ca nepoții noștri să nu se ducă la muzeu să vadă o cobză, un țambal, un nai. Este păcat, sunt ale noastre, ale românilor și trebuie să le apreciem ca și nepoții noștri să le ducă mai departe. Mulțumesc frumos! Constantin Gaciu! Laureat, iată, în recital extraordinar de excepție aici pe scena festivalului Zavaidoc. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să mulțumesc încă o dată organizatorilor primăriei municipiului Pitești, Consiliului Local Pitești, dar și Centrului Cultural din Pitești pentru această ediție a 16-a a Festivalului Național de muzică lăutărească veche, Zavaidoc. Mulțumim și juriului, ce cred că a fost încântat de tot ce s-a întâmplat pe această scenă și cu siguranță veți face alegerile cele mai bune pentru concurenții noștri. Fie să câștige cel mai bun, cea mai bună, de fapt. Doamnelor și domnilor, încheiem seara recitalurilor din acest festival, astăzi, 25 noiembrie 2023. Nu uitați că mâine, 26, vă aștept la festivitatea de premieră a concurenților noștri, dar și cu alte recitaluri ale altor artiști extraordinari. Ana Maria și Marian Mexicanu vor fi mâine aici. Doamnelor și domnilor, Ionel Tudorache, iarăși, mâine seară într-un recital extraordinar. Și nu mai spun niște surprize, Mariah Carey vine mâine seară aici. Și-a făcut timp, da, mi-a zis mie, hai că vin că te cunosc. Așadar, încă o seară frumoasă și mâine vă aștept aici alături de taraful condus de maestrul Marin Alexandru și minunații instrumentiști ce au făcut spectacol extraordinar în această seară. Rămâneți alături de noi. În continuare, încheiem seara recitalurilor de această dată o familie extraordinară, de peste 40 de ani împreună și pe scenă și în viața lor de cuplu, se bucură în această seară de publicul minunat aici la noi, la Festivalul Zavaidoc și ne aduce cântece de altă dată din repertoriul lui Gabi Luncă. Așadar, doamnelor și domnilor, încheiem seara cu familia extraordinară Brăduța și Ninel Stângaciu aici pe scena Festivalul Zavaidoc. Mulțumim frumos pentru frumoasa prezentare! Bună seara, vă spunem și noi! Bine v-am găsit! Este o onoare și o mare bucurie pentru noi să fim alături de dumneavoastră. Pentru aceasta trebuie să mulțumim organizatorilor acestui minunat festival și vă dedicăm prima melodie din această seară. Măinicuță din Pitești, ieri spuneai că mă iubești, of, of, măinicuță mă, dacă te ții de cuvânt, ascultă cum acest cânt, of, of, măinicuță mă, zic una rară de la inimioară, de la inimioară. Măi, neicuță mă, eu când mai rară, tu bei un pahar, tu bei un pahar. Măi, neicuță mă, de sărbători, să mă vezi cum vân la flori, of, of, of,
mă, cu gălețile încărcate, pline de flori colorate. Of, 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 măi neicuță mă, chiar doar pe zambile, culese de vine, neică pentru tine, măi neicuță mă. Flori și busuioc, floare cu noroc, floare cu noroc, măi neicuță mă. Aseară m-am lătrat și ne-au vorbit toți vecinii. Of, of, măi neicuță mă, ei vorbeau, eu n-ascultam, că tu m-ai venit la geam. Of, of, măi neicuță mă, neică nu e bine, ca să-mi faci rușine, ca să-mi faci rușine, măi neicuță mă. Vrei să mă iei, vino cu ai tăi, la părinții mei, măi neicuță mă. Mulțumesc din suflet, sunteți un public minunat. Și cea mai cunoscută și recunoscută melodie a regretatei doamne Cabiluncă, dă mamă cu biciu în mine. Asta mi se potrivește și mie, vă spun sincer. Ce fericită eram, draga nenii.
M-am jucat cu dragostea, aha, aha, mamă, și mi-am pierdut liniștea. Dacă-i ști, măicuța mea, cât mi-e inima de grea, așa soartă că n-a mea, aha, mamă, nu doresc la nimeni, mă. Mulțumesc din suflet și altceva mai vesel pentru dumneavoastră. Să avem chef de viață. Da, mulțumesc, maestru. Bine, 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 iau zi. Sus, sus. Thank you.
Hai, Moșa Vale. Mulțumesc din suflet și mă repet, sunteți un public minunat, e adevărat. Mulțumesc mult. Și din nou melodie, puțin mai supărat așa, pentru toți frații să fie. Iau, și pentru toți cei care ne regăsim în această melodie. Se făcuse roată, nene. Iese cu toți la șosea, tot de mine se vorbea. De când sân m-au dușmănit, zice că m-am pricopsit, nene. Na, 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 dorule, na, te-ai pus la inima mea, mă. Știu ce-ora vea cu mine. Of, nu le fac nici rău, nici bine, nene. Trăiesc și eu ca și ei, cu părinții toți mei, nene. Niciodată nu mă duc la vreunul să mă împrumut. Am de toate în casa mea, cum de toată lumea, măi, nene. Of, na, 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 dorule, na, te-ai pus la inima mea, mă. Ți-mării mei, nene. Nici n-atingeau de pământ, strigau că m-au omorât. Și strigau că ne lua guna, de s-auzea-n toată lumea, nene. Of, na, 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 dorule, na, te-ai pus la inima mea. Facem grămadă-n poartă, nene. Ăsta-i frate, le mai mare. Ne-a scăpat de supărare, nene. Dar unde-i frate, lângă frate, să dă lumea la o parte. Unde-i
unul singur să neagă lumea de el, nene. Na, 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 dorule, na, te-ai pus la inima mea. Vă mulțumesc din suflet și din inimă. Haideți să mai meargă una. Șara Emanu, haideți. Dragostile mele toate, dragostile mele toate, Șarai Man și Șarai Man, de te-ar bate, nică bate. Dragostile mele toate, dragostile mele toate, Șarai Man și Șarai Man. Nu cred că ai putea dormi, nici pe alta iubi. Găsești la nimenea, Șarai Man și Șarai Man. Căci iubire ca la mea, nu găsești la nimenea, nu găsești la nimenea, Șarai Man și Șarai Man. Și ni suflet mai cu dor pentru tine, puișori. Șarai Man, ne-i gândești că ai venit, drumul ți-l aș pietrui, drumul ți-l aș pietrui, Șarai Man și Șarai Man, tot cu flori și cu zafiu, ca să nu vii prea târziu. Și încă o dată cu dumneavoastră în parte. Aplauze. Vă mulțumim să fiți sănătoși și acum vă las în... Mulțumesc din suflet și
vă las în compania soțului meu să vă delecteze câteva minute o singură sârbă. Hai, maestre!